Actorii merg de-a lungul vremii, prin ieri, prin azi și viitor, ca niciun vis să nu se stingă această întruga rostul lor. Domnișoara Craman, dumneavoastră ați apărut la Satiricus nu de mult. Cum vă place aici? Poate vă amintiți cum a fost prima dată? Primii 2 ani foarte greu mi-a fost să mă acomodez cu noi colegi, cu un ritm nou de a lucra, că când eram student era cu totul altceva. Aici munca nu e dublă, e triplă și mi-a fost foarte greu. Desigur că colegii erau care mă susțineau și... Dar totuși, până nu te ții singură pe tine, nu mergi mai departe, până îți pui scopul că înainte și nu mai înainte, niciun pas înapoi. Când ați venit la teatru prima dată? Prima dată, cum am intrat în teatru sau cum? În 2003. Ce calitate? Eram studentă la domnul Grecu. Am venit stabil în grupa dumnealui, pentru că nu eram la început la dumnealui în grupă. Și tot un colectiv nou. Noi eram numai fete, aici eram și băieți. A fost greu și atunci. Oriunde e greu, trebuie de trecut peste obstacole. Câte căpițe ai cosit dumneata? Închipuiește-ți că eu m-am pripit și am cosit toată lunga. Și acum îmi pare rău. Mă tem să nu putrezească fânul. Era mai bine să fi așteptat. Dar asta ce mai e? Nu văd bine sau te-ai pus la frac? Cum vă simțiți acum? Aveți și un rol principal? Cum vă place acum? Amu, mă simt cu mult mai bine. Chiar după premiera care am avut-o în noiembrie, chiar le-am spus colegilor că amu mă simt actriță. Până amu nu mă simțeam actriță. Știi ceva? Parcă te-ai făcut mai frumușel. Ei, nu să-o spune! Ce-i cu eleganța asta dumitale? Vezi? Stimată Natalia Stefanu, vorba e că am hotărât! Dar ce vă place în activitatea dumneavoastră ca actriță? De ce ați devenit anume actriță? Și nu, eu știu, un chimic sau un doctor sau un alt specialist? Ce drept nu am dorit să devin actriță. Adevărul este, cu timpul, când am ajuns în grupa domnului Grecu, a început să-mi placă. Dar de mică aveam darul de a recita frumos. Și toți colegii și profesorii îmi spuneau că tu trebuie să devii actriță. Eu mă certam cu ei. Nu, eu actriță niciodată nu am să fiu. Și totuși, până la urmă, am ajuns să fiu actriță. Thank you.
plăcea foarte mult, am dorit să devin crainic TV. Și, dar nu a fost așa să fie, nu știu cum m-am lăsat, nu știu de ce, nu s-a întâmplat. Am început să îndrăgesc această profesie și am rămas aici. Oricum ăsta e un vis așa, pentru mine, nerealizat. Dar nu regret nimic. Vă plac. De ce să nu-mi plac? A? Și tu îmi placi, numai că nu vreau să am probleme cu bărbatul. Ce facem cu ăla care ne l-a adus după accident? Accident de mașină? Da. Polița are? N-are. E accidentat grav? Da, ci că mașina lui a fost lovită de un camion care a șters-o de la fața locului. Seamănă reglare de conturi între bandiți. Da, interesant. Bani în buzunare are. Bandiții au bani buricei. A venit cineva să-l viziteze? Nu. Dumneavoastră ați jucat într-un spectacol pentru copii. Ați jucat și astăzi într-un spectacol mai dramatic. Care roluri vă plac mai mult? Când eram student, îmi plăceau rolurile dramatice. După ce am lucrat într-un rol mai comic, a început să-mi plac rolurile comice. Pentru că văd reacția spectatorului și îmi dă mai multă adrenalină și poftă de a juca. Și când se termină spectacolul, parcă mai vreau încă o dată de a mai ieși și de a mai juca încă o dată. Vom vedea dacă apoi rămâne! Tu că se dracu! Nemernicul, poftim de mai ai încredere pe cinguri! În canalea, caleciosul! O citanie! După ce a pus mâna pe pământ străin, mai are curajul să insulte! Nu, și tocmai orbețul ăsta! Sperietoarea asta mai are îndrăzneala să vină cu o cerere, nu știu ce așa. Ce cerere? Păi nu știi, a venit fecioară pe tine. Să mă cear? Nu, canalia. Pe mine. Nu, caragios. Să mă ceară. De ce nu mi-ai spus-o mai înainte? Păi de asta s-a dechisit cu vracul, parcă-i încărnat, parcă-i încărnat. Cheamă-l înapoi! Cheamă-l! Noastră, cântați sau pictați? Cânt. Cânt, încă de mică cântam. Chiar deseori mi-aduc aminte că când veneam acasă, tata mă întreba, Natasha, ce note ai adus acasă? Ce note ai adus de la școală? 10 la muzică. Bravo, tu numai 10 la muzică, nepoata lui Sulac și ești tu, bravo. Și pictam, ce drept pictam foarte frumos, chiar tot timpul aveam 10, muzica, pictura, sportul, recitatul poeziilor, tot ce e legat de matematică, nimic nu-mi place. Ce spun părinții? Ei au fost mulțumiți cu alegerea dumneavoastră că ați intrat la această facultate? Iarăși, ca de obicei, tata, ca de obicei, venea și mă întreba, Natasha, ce vrei să devii? Îi spuneam, tata, vreau să mă duc la Universitatea de Arte. Tăcea, se întorcea, se ducea, ieșea din odaie. Iar peste ceva timp iar venea, Natasha, ce dorești să devii? Tata, vreau să mă duc la Universitatea de Arte. Și tot așa venea, până la urmă m-am nervat, tata, eu odată ți-am spus ce vreau să devin și mă nervez pe mine. Și eu n-am mai întrebat de atunci nimic. Vara a venit, m-a luat de mână și ne-am dus. Am căutat, ce drept, nu știam unde. Țin minte și am pe străzi, citeam străzile, să găsim Universitatea de Arte, ajungem acolo, stau și mă uit. Ce aici am mai fost? Ce drept, nu chiar în clădirea de universității, dar alături. Am avut un concurs și am fost prin regiunea aceea și era locurile cunoscute și așa șocată. Eu aici am mai fost, pe aici. Am venit pentru istoria aia de care vorbeam azi dimineață. Ia ca mâine începe. Eu. Părinții cum sunt mulțumiți? Părinții... ce-i drept, când am avut balul de absolvire în clasa 12, tata prima dată m-a văzut recitând poezii. Mama, dacă era profesoară, știa ce zice în mine.
Nu îmi reproșa nimic, chiar îi plăcea, dar am văzut privirea tatălui meu, cum îi curgeau lăcrimi, pentru că era o poezie dramatică despre mamă. Și în genere toate mamele și toate profesoarele plângeau și atunci am văzut pe tata privirea lui și după asta mama mi-a spus că tata prima dată te-a văzut pe tine ce poți tu cu adevărat. Și într-adevăr a fost până la urmă de acord să fac ceea ce vreau eu. Pentru că el vroia jurist să fiu polițist, ceea ce legat de dânsul mai mult, că el cu aia se ocupa, economist. Părinții, au privit spectacolul acesta? Ce au privit? Nu au privit. Au privit doar secvențele care le-ați spus dumneavoastră pe YouTube. Și chiar și sora mea a privit și a spus, trebuie numai decât să venim să-l vedem. Asta spunem și noi. Mulțumim mult. Deci sperăm că veți avea mai multe roluri frumoase și tragice și comice. Mulțumim mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Să fie așa.